dulceața. Văd în fața mea numai dulceață. Yeah. Miroase a etapa 7-a. Da. Da, miroase bine. Cred că realizați cât de departe ați ajuns. Sunt tare, tare mândră de voi toți. Mulțumim. Dragi șefi, să știți că și de voi sunt extrem de mândră. Mulțumim. Bă, în ochiurile astea e sare, bă. Uite sare, vino cu ace. Francis! Cum să-i mă sare cu asta, să moară mamalica? Nu cred! Încet, încet, ca să nu mermelești. Trebuie să mă pun în genunchi. Că ți-ai gura ta, cum dracu să stau? Așa. Nu vreau. Bulesc picioarele. Ne erau niște de ochiuri din astea de apă, pline cu sare și acoperite de apă. Adică, pe ideea, apa se duce, sarea rămâne. Până vine Scărlătescu să o adune. Să ridicați încet, altfel se tulbură. Așa. Asta-i. Uitați, așa. Ce faci? Bași barba? Ce mă, cu aia crezi că merge cu mâna? Nu o zis nimeni nimic. N-a zis, mă, nimeni nimic. Să fie în ochiurile de apă? Așa ar trebui, că ne-au dat astea. Ce m-a speriat pe mine foarte mult a fost că nu vedeam sarea. Și norocul meu a fost că l-am văzut pe Bontea la un moment dat că tot săpa într-un ochi de apă. Și atunci mi-am dat eu seama după ce trebuie să mă uit. Aici. Uite. Haide. Ia uite. Cum de sarea se regăsește așa în apă? Am văzut la Marea Moartă, dar aici... Ia cu mâna. Baby! Cu mâna iau! Dar că aici e foarte... Și nu ajung. Ce trecu, nu iau nimic de aici. Ai luat, mă, ceva? Ai zăpăcită de tot, bă, Francis, ai mermelit-o rău. Bă, dar uite câtă lași acolo, colonele! Nu se ia! Doamne, iartă-mă că se ia! Serios, nu se ia. Ia, uite, bă, că iau. Perfect. Eu m-am plimbat prin toată Grecia asta, dar așa, așa poveste n-am găsit. Cu sarea asta. Nu mai vreau sare. Mănânc fără sare, dar acum mănânc. Mănânc nesărat. Băi, nu cred. Stai așa. Ține-o asta. Stai un pic. Da. Sare? Ma. E bună? Mă. Cerau niște cristale atât de mari de sare. Că efectiv aia m-am prins să gust. Doamne, cât e de bună sarea asta. Uite. Zici că e gheață. Ce sărată e că nici măcar nu mai vezi până acolo. Barba asta. Uzi, mă? Am unde, nu i-am dat la... Trebuie să umc cu apa așa și să scurgem apa, știi? Mamă, câta groapă de sare. Doamne! Bă, bine că nu vin ăștia pe aici. Da. Să stai acolo, la ei. Ne-am văzut pe Cătălin, am văzut și pe Sorin. Chiar au avut sport, era unul lângă altul și toți scoteau sare. Noi ne-am dus într-o altă parte unde era mai singurei, așa, și am găsit acolo locurile neatinse. Păi da, putem amândoi acolo sau să caut altul? Las-mă, băg eu. La început am dat cu lopățica aia, dar ce să umpli cu lopățica aia, e ca și cum ai vrea să umpli Marea Neagră cu ligheanul. M-am descălțat și am băgat mâna. Am luat amețeala, mă, că ți-ai jgurat. Ia-o încet, încet, Francis, încet, încet. Ia uite. Ia uite, dar ce fain la păpuci. Starea asta. Ia, nu călca încet, mă. A intrat un pic. Dă-mi și a doua. Acuci. Asta e, mamă. Asta e. Au, mai pute. Hai, șef. Am zis că e mai mică, mi-a intrat și în șoșuni. Ce să iubă cu asta ta, că asta nu se poate lua, mă, nimic cu ea. Unde dracu cealaltă? Am băgat o șoșună aici. Deci nu mai fac niciodată pește în sare la cum văd. Cum am văzut acum că se strânge sarea asta? Nu mai arunc sarea, nene. Sarea e valoroasă. Că după ce am pățit ce am pățit și am văzut cum se strânge și cum se adună sarea asta de mare, punem sarea de mare așa cu... Măsură! Dacă mai facem două drumuri de-astea, să umple bidonul. Nu, iau și eu una. Hai, mă, răbdare, mă! Nu se poate! Eu cred! Nu, trebuie să văd unde trebuie să ajung. Ha, încolo. Ha. Eu acum zic, bă, sunt gentleman, nu pot să-mi permit să o lasă care. Și m-am apucat să cad. Aici mi-a părut rău că n-ați luat un băiat. De ce? Da, pentru că mai căra și el. A trebuit să căra singur. Îmi pare rău. Gata.
Am făcut un drum cu coșurile pline și după aceea ne-am întors să mai culegem un pic de sare. Păi eu nu mai pot, mă, să-mi b***. Îmi stau cu capul jos să nebunesc. Uitați. Vechi? Da? Scoate-o pe aia și pormă, hai la aia mare. Da. Eu nu mai pot. Uite, 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 roba. Unde? Ai găsit? Da, a, super. Nu le mai verific, Adelina, că așa am devenit. Gen, în 40 de minute trebuie să facem și omleta. Știu, trebuie să le și verificăm. Ne verificăm acolo când le punem în omletă. Uite aici, am mai găsit eu. Băi, vezi, mă? Vezi, mă? Tot eu, mă. Ai întufe mai nou. Așa. Am mai găsit două cuiburi între timp. Unul cu 3 ouă și unul cu 4. Momentan avem 10 ouă. Nu știu ce au ăștia. Sper să aibă 100 stricate. Hai să gătim, că dacă mai spargem, nu o să avem timp să gătim. Am auzit că mai sunt 15 minute. Am zis, hai mă, înapoi la gătit, că dacă spargem unul așa, cum îi zice? Eclozat. Da, eclozat, știi, și atunci trebuie să-i luăm de la început. Băi, a pleacă înapoi deja, o de multe? Nu cred, n-au cum. Mergem la risc, nu mai avem timp, hai să vedem măcar să facem omleta asta. Că noi suntem șefi, noi nu putem să facem orice omletă. Și... Ale noastre prepelițe au fost mai puțin ouătoare, se pare. Că am găsit doar... 12. Tu ai găsit... 3 și eu restul. Vezi că femeile găsesc mai ușor ouăle. Da. Da, dar nu am cum să văd aici. Normal trebuie ceva de gen. Ia ține așa. Ține așa. Așa. Aveam lanterna aia și trebuia să ne uităm și azi Mariana mea a zis eu nu înțeleg nimic din lanterna asta. Știu și faza cu lanterna, de fapt cu becul, e altceva cu becul, cu lanterna e un pic mai greuț. Ouăle fiind foarte micuțe și sunt cu picățele pe ele, adică ouăle de găină, rață, găscă, alea sunt mai ușor de verificat. Ia, vrei să încerc și eu? Nu, eu încearcă, dar nu se vede. Ia, pune. Nu știu asta, nici nu sunt sigur de asta că e. Dă-mi altele repede, hai că n-avem timp. Păi ce să-ți dau, bro? Stai, mă, așa, că mă duc înăuntru aici. Am intrat puțin în panică când ne-am apropiat de locul de gătit și albaștrii erau deja la aragaz. M-am gândit, bă, ăștia au mai multe ouă ca noi, s-au și apucat primii. Asta e curat de ghiuri. Ia, dă-l să spargă lucrurile astea. Sparge. Da, vezi? Hai, dăm câteva ouă. Așteaptă, bro. Păi aștept, frate, dar... Deja am găsit 3 bune. 3 bune? Da, aici să sparg. Ia, uite, 4. Să pui deoparte alea stricate. Da, pune-l acolo, pune-l deoparte ca să nu le încurcăm. N-am înțeles nimic, deci s-a apucat femeia să... Deci ascultam puiul la ureche, dacă chiscuia. Da, dacă zicea ceva. No. Zicea... E o metodă pe care o mai folosesc să văd dacă este ou clocit. Bă, fă așa la ureche. Nu merge. Cum nu merge? Am că încercat. Merge că aud, uite. Păi ce auzi, mă? Ăsta ce mi-a dat sigur că nu-i bun. Băi, e bun. Eu tremuream, tu nu m-ai văzut, dar eu tremuream acolo. Dăm ouăle dracului, dăm că nu mai pot. Tremur că nu mai pot, adică frate, mă grăbim, ne grăbim. M-am întors înapoi la masă, văd în fața mea 3 ulei aproape identice, pentru că unul era mai deschis la culoare. Am gustat uleiul, avea o tentă acrișoară, dar mai mult amăruie și un pic acidă. Nu uita să folosiți și apa cu lămâie. Și apa cu lămâie înainte. Următorul mi-a dat așa o senzație de cipeală pe limbă, dar nu-mi dădeam seama dacă e sigur ăla. Am zis că este alegerea între 1 și 2, pentru că au culorile mai închise și la gust cam tot pe acolo. O să-mi arătați cartonașul cu numărul corespunzător uleiului pe care voi l-ați considerat a fi de mani. Echipa verde? Numărul 2. Echipa albastră? 1. Echipa mov? 1. Uleiul corect, uleiul de mani, este cel din recipientul cu numărul... Doi. Punctul merge la echipa verde. Usturoi. La mine a fost ochii foarte atenți la ce au ales Iman și Valentina și am zis că usturoi este sigur. Piper. Tania, tu ai ales corect toate cele 3 ingrediente. Felicitări. Ai ghicit. Am ghicit. A fost logică. Pune ingredientele la loc. 3. Doi. Unu. Gătiți fără limite. La cămară, repede. Hai. Freeze!
Freeze! Bă, și toți să mișcau. Bă, freeze! E, freeze! Lasă-mă înăuntru, freeze! Freeze, mă! N-ai voie să vorbești, n-ai voie să te miști, n-ai voie să mai faci nimic. În gând am început să râd că, bă, frate, am blocat frigiderul, adică îți cât frigiderul. Freeze! Freeze! Și a continuare, nu, că astea azi. Bă, friți, mă, friți! Stai, mă, faceți mișto de mine pe bune, deci eu nu mai auzeam nimic. Vedeam doar cartofia din față, voiam să iau. Hei, friți! Becky! 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 Friți, nu ai voie! Ticea, friți! Mă sabotează! Becky, ce faci? M-ai sabotat! Cu ce? Cu ce, friți? Nu te miști! No, bun. Nu te miști! M-ai explicat ce înseamnă friți! A, vreți să glumeau! Upsi, ok, friți. Stai să rămân aici așa. Nu, a zis să le dăm prin făină. Sincer, eu am uitat. Nici prin cap nu mi-a trecut de făină. Deci e greșeala mea. A spus ca să lege sosul mai bine, i-a aduce aminte. Dar până, pun făină după aceea. Dar n-ai chiar să pui, trebuiau ele să dădeau fata frumoasă. Asta e. Dacă am uitat, am uitat. Ce-ți fac? Cât de repede se poate acum cu oala aia în cuptor? Vinetele, taiem vinetele. Hai să taiem vinetele împreună. Să mai scoatem din apă la cartofi? Ia, de aici. Da, mai scoatem din apă la cartofi. Și după aia o să vreau să te apuc să-mi fierbi ouăle, Imane. Da. Mai pun ceva, șef, aici? Cimbruleț avem, rozmarin avem. Deci nu-mi făceam probleme că în minutul 45 nu sunt aproape gata cu ele, le scot, le bag într-o baie de ulei, le fac crisp, frumos, le colorez de la ea dracii, după care pun niște sos de praz. Era nebunia lui Pazvant. Freeze! Really? Freeze! Freeze! Freeze, everybody, freeze! Freeze! Mamă, avem toate ouăle la fiert. Două minute, freeze! Hai, bă, mișcați-vă! Gata, șef? Două minute din acest moment. Practic ăsta e cronometrul nostru, știi? Da. Chiar aveam nevoie de un cronometru pentru ouăle fierte. Singura chestie care m-ar încurca un pic așa ar fi ardeiul gras. Freeze. Pe tine, Becky, te prind frizurile astea în poziții. Foarte greu de menținut. Vasilis, can you help me, please? Ok. Please, Iman, Iman, what do you want? Să vorbești, dragule. Vasilis, haide, mă. Can you please turn the peppers? Yes. Please. No. Vasilis, don't do it. Băi, n-ai voie să vorbești, băi. Nu-i corect. Dar ce ajutor? We help all. Okay, it's very good guy. Bă, frate, iar îi ajuți, ajută-ne pe noi! Chiar îmi venea să-i trag o tigaie în cap lui șef Vasilis, sau zice, Vasilis, friți și tu mai bine? Bă, n-ai voie să dai nici de-n capă! N-ai voie să mulțumești, mulțumești mai târziu! S-a zis că ne simte că nu i-a zis mulțumesc! Bă, mai târziu îi mulțumești, Imane! Bine, numai! Te duci și mulțumești, nu să faci treabă! Hai să numărăm! 24! Cum la 30 la 24? 15! 10! Dacă prima a fost degeaba, ăsta a fost chiar că degeaba, adică nu aveam nimic să se ardă, să se coacă foarte tare în cuptor. Haide. Ajunge, bă! Ajunge! Hai, vino încoace, ia din ele și vino să le punem aici. You're a bad person. Bad, yes, very bad. Gata, mai repede, bă, mai repede! Eu nu sunt rău, dar astea sunt avantajele și vreau să le folosesc ca moci pentru ele. Bă, Marte retrograd asta. Nu e, mă, și pentru Buntea, că n-am înțeles. E pentru mine, e pentru Dumitrescu, e pentru 90% din populația planetei. Bă, dar ăsta, ce are ăsta, bă, nene? Ce are astăzi? Linguri, aveți linguri acolo? Căutați linguri! Nu găseau, mă, o lingură. Nu există așa ceva. N-avem linguri deloc, mă, lingurile, bă, frate. M-au apucat nervii. Bă, nu există așa ceva. Am folosit linguri la alea, la alea. Sunt astea dat murdare. Păi nu, colegi, mă, ce faci la mișto? Apa, pune-mă, nene, mă! Nu faci mișto de în ele de linguri. Nu, frate, căutam linguri de alea mari de lemn. Să amestecăm în ciulama. Noi nu le numim linguri pe asta. Noi le numim altfel. Pe alea mari de lemn, așa, le numim linguri. Pe astea nu. Acum le-am văzut și eu. Zici că a plătit ăștia de la Albat sau Mof să nu-i vei linguri. Adică, pe bune, frate, ai două linguri lângă tine. Strigăm pe la tine că noi căutăm linguri. Iar tu zici că, ia uite, mă, avem niște linguri aici. Nu mi-am dat seama de ce strigați toți pe aici despre linguri. Vă scoți ăsta de aici. Usturoiul? Da. Pune-l direct aici. Cu totul. Hei, cu totul! Ce vorbim cu tine? Tu și cu astălaltă, mergeți cap în cap ca două trenuri pe aceeași linie să-mi bag. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, să știe! Păi da, 6, 2, 8, 1, 9,
Deci mai ai 3 jurați. Sunt 6 puncte echipa verde. Încă una, încă una. Câștigă și una, încă una, vreau să fiu sigur. Hai terminați cu prostiile, că iar fac socotul de alea proaste. Eu vreau să mai intre un jurat să fiu sigur că avem 7, că dacă am 7, nu mă mai bate nimeni. Nu mai avem 7. Ce mă ofti când am putut să aduc repetiția aia pe care am făcut-o în urmă. Știu și eu. Deci, ce s-a întâmplat? Îmi pare atât de rău, atât de rău îmi pare pentru că... Păi, nu era... Știu, nu mai pot, gata. Nu mai, m-am sectit. Bă, când zic nu mai facem fine dining, trebuie fine dining. Când zic facem tocană, trebuie fine dining. Când zic hai să facem fine dining, trebuie tocană. Și nu știu cum să o dau. Da, știm, albastru, hai, da. Iau. Ia okay. Dă-i haide cu albastru, vrei cu albastru cum arată? Yes. Aia, una, 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 hai, dă-i și încă una. Paia de acolo, paia de acolo, paia de acolo. Nu vine să mă o să-l iau eu, să-l arunc pe toate. Ce a fost greșită? Nu știu, frate, nu știu, astăzi chiar nu știu. Thank you so much. Thank you so much. This is Sparta. Oh. Basilis, this is the dance. This is the dance. Like it? I want more time. Șapte puncte. You are a mean guy. Echipa verde, dar... Atâta noroc are ăsta, la un moment dat așa o să facă implozie. Ar trebui să facă și schimbarea. Fai de capul meu. Ce mă așteaptă pe mine o să fie super haos. Valentina de la verde să ajungă la albastru, de la albastru Imanul să ajungă la... Bontea, așa, din câte l-am observat eu, și-l dorește pe Ișvan. Dacă îl ia pe Ișvan, să cedere cu toată echipa de aici, doar să intru eu să gătesc. Dar pentru că este foarte târziu și a fost o zi grea, nu am putea să facem mutările dintr-o casă în alta. Așa că o să lăsăm lucrul acesta pe mâine. Toată noaptea așa o să stau, uite așa o să mă perpelez după o parte pe alta, deja am început să mă enervez. O să se întâmple înainte de începerea gătitului de mâine. Nici nu știi ce să faci, te duci la probă, să tragi tare, să nu tragi, te ia pe tine, le ia pe Ișvan. E o dilemă, e într-adevăr o seară fără limite. Dragii mei, vă urez o noapte bună! Noapte bună! Vă pup și vă îmbrățișez! Și acuna matata! Tatata chifteaua! Cum e chifteaua? Tatata chifteaua! La revedere, noapte bună! Hai. Să nu-l ia pe Iman, să nu-l ia pe Iman! Stai din gură, că dacă deschizi subiectul e mai rău. Hai, gata. Parfria, nu mai vorbiți despre asta. Mult. Tot echilibrul meu în ceea ce privește testosteronul în această echipă se bazează pe Iman. Iman este momentul de față cel care... Hai să ne luptăm, hai să ne duelăm. Ăla e. Imunitatea de mâine este vitală. Nu zic că plec, nu mai zic. Nu vrea să plec, că zice, băi, nu-i după tine, că nu tu alegi, că vrei sau nu vrei. Dacă șef Bontea zice că mergi, asta e, trebuie să mergi. De ce zici că pleacă? Vezi, îți treaba ta. Aoleo. Dar deschideți poarta. Cine nouă ne bate la ușă, șef? Vântul suflă rece rănile, mă dor că vă sparg. Bună dimineața. Deci a intrat direct așa. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Cafeluță. Zis că vine. Cafeluță. O facem imediat. Iubita mea. A venit așa cu chef de vorbă și am reflectat un pic asupra zilei de ieri. Zici că v-a dat irezi cineva la creier la toți. Chiar dacă și pierdem, nu ne ceartă, ba din contra, ne spune care este lecția de în cauză că am pierdut, ce trebuie să învățăm. Eu mi-am făcut cel mai sumbru calcul și sună așa. Pleacă Ișvan, vine mexican. No, e frică că ce Bontea mă ia pe mine din echipă. Depune în contestație. Eu cred că o să fie între colonelul și Valentina. Iman. Să-ți vom știe, calimela mexicane! Eu o iau logic. Nu cred că ar face șef să-l ia pe Ișvan de la echipa MOV, dar ar lua de la echipa MOV pe Dani. Ăsta e deja obișnuit cu mutatul. Și de la echipa albastră l-ar lua, cred că pe Iman. Dar ce i-am făcut lui Ișvan?
Și lui Iman i-am făcut. Și lui Iman, și lui Iman. I-au rupt psihic. Doar așa, ca să întorc moneda. Cred că nu l-ai rupt pe Iman psihic. Nu pe Iman, pe Parcanian. Da, e posibil ca diseară să o dea la schimb pe Valentina. Să-i urăm un drum bun Valentinei. Păpiu. Bună dimineața! Bună dimineața! A venit la noi în casă și a zis, copii, astăzi trebuie să câștigăm. Că și astăzi pierdem, clachez psihic. Nu mai suport, nu mai suportă nimeni. Deja suntem toți atât de la pământ. Să încercăm să ne concentrăm un pic la misiuni, să le luăm pe toate treptat. Și diseară când ne vedem la confruntare, la imunitate, să încercăm să le avem pe toate în cap cât de cât mai aranjate. Mai vine cineva? Dar de unde știa mă băiatul ăsta adresa? Thank you so much! Ăștia ne urmăresc cu Branciu! Calimera! Vino spătar, e frică de cățel? Dar e mult spus. O, ne invită la ziua lui de 14 ani. Salut, băi! Mamă, ce mișto a ieșit! Cum vă descurcați? Cine vă noi? Foarte bine! Hai, unde, că nu vă hai să mergem să curățăm, că avem... Am adrenalină, nu mai sunt nimic ca atunci, că te duci să vă curcăduși. Hai să le facem, nu știu cum le facem. Așa. Gata, șef, gata. Gata, am terminat, hai să mergem cu ele. Nu că mai trebuie, nu că mai trebuie. Ei pleacă. Ia de aici, ia de aici. Cred că am luat puțin mai mult decât le trebuia, nu așa ca la struguri, nu 25 de kilograme, două mâini de cactus mai mulți, dar erau și mai copți și mai necopți. Ajunge, alea, ele și mă să le trebuie. Hai, Iman, hai, Iman, să nu cazi, Iman. Hai, Iman, hai, să nu cazi, Iman, hai. Hai, Iman, hai, Iman. Hopa, hopa, că nu știu cum să face. Cred că dacă mi-a dat mai multe așa. Hai, Iman. Eu m-am născut cu pus pe treabă. M-am născut cu pus pe treabă. Bună de tot asta, bate. Au ca să-l curăț ca la restaurant. Frumos așa, știi? Suculița ca un waiter, adevărat. De curățate. Și de, și de făcută pielea, nu? Ca și cum ai de pielița o roșie, așa ușor pe după coaje și pe urmă să-l feliezi. Eu l-am feliat în patru, nu vrem wages, că salata asta de cactus e mai pe fin, așa, e să moară mai pe fin. Mai dăm altul, bă. Mexicane, dacă rămâi cu țep, cum faci? Pe seta. Mă spăl pe mâini. Star. Eu m-am apucat de pireu de cartofi, mămăligă și orezul cu lapte. Nobo trebuia să facă puiul pane, vinetele și dovleceii. Băi, eu sincer îmi doresc doar să câștigăm astăzi, mai mult nu mă interesează. Adică, adică ce proba de gătit cu totul, inclusiv avem avantaje, dar tu dai seama că noi nu știm ce avantajul să avem? În primul și în primul rând, cred că ne bazăm unul pe altul, că atunci când am fost cu Daniela, a trebuit să am foarte mare grijă să văd ce face și a fost și când am fost cu Valentina la fel. Și cred că asta a simțit și Laura la ultimele probe la care a fost la Branci. Gata. Echipa albastră. Ce echipa albastră? Că noi am făcut primul plin. Este gata. A terminat, a anunțat prima. Ce? Gata, m-am terminat. Ce ai terminat? Terminat primul. Tu și noi, uite-te și tu cum arată asta. Ce rei, bă? Ok. Uite, ok, ok, afto. Ok, afto, bre, afto. Băi, am terminat primul. Dacă eu stric primul, am terminat. Florin a... Băi, eu am anunțat primul, băi. Bă, zis ok, afto, ok, afto. Bă, am anunțat primul, uite-l, bă, pe grec. Eu m-am anunțat primul, Cătălin s-a anunțat al doilea. Juratul, fiind mai aproape de masa lui Cătălin, i-a zis lui Cătălin, ok, da, na, a depășit linia, clar. Doar că noi ne-am anunțat primul. Bă, termină cu vrăjeala, a zis, ok, afto! Bă, am anunțat primul, a zis, și noi l-am chemat, uite! Du-te, mă, lasă-mă! Da, vine grecul și spune, ok, afto! Ok, afto, nu ăla, eu! Ok, afto, auzi, okay, dacă ăsta e s-o... Ok, afto, tău. Și-a zis ok, afto! Așa trebuia să se întâmple prima parte, da? Uite așa, să se curețe tot frumos, după care să se taie, după care să facă piure, după care să strecoare. Păi voi vedeți, vă aici vreo coajă curățată, mă? Asta e stors. Și lasă să se certe, frate. Să se certe până mâine dimineață. E și cu mine cu rămâne, că am și eu la semn. Cătălin era pierdut și e supărat că el a făcut cel mai mult. Ce afto. E normal că îmi furi. Vezi, bă, Dumnezeu, bine că măcar ăsta l-a tăiat pe jumate, Dumitrescu, ăsta a furat mai puțin. E extrem de enervant, mai ales că e multă vorbă, mult, prea multă vorbă. Face. Non-stop, este non-stop comentarii să mă non-stop comentarii. Bine, draghe. Cum poți să le aranjezi frumos? Da, am auzit. Cum de? Fac omleta asta ca să arate bine pe partea asta-l-altă? Încep să car cât mai mult din platouri. Hai pentru că te-ai descurcat foarte bine. Și am dus repede toate platourile. 4 minute, mai avem, mai avem.
Unde-s colăcei ăia? Colăcei sunt acolo, pe masă. Nu-i văd, jur că nu-i văd. Ia vezi pe banc. Pe? Acolo pe unde am tăiat noi toate cele. Băteau un vânt și așa aveam flori care se duceau când colo, când toate erau duse peste. Mai am răbdare. Nu mai am răbdare. Iar ieșeam, iar uite, vezi așezat. Că ai avut flori să pui? Mă certai că rămân în urmă să plec flori, dar trebuia să avem o vază flori, să nu rămână vaza goală. Să nu luăm foc aici la femeia asta în casă. Trebuie siropul ăsta. În ultimele 3 minute am mai băgat pui la prăzit. Deci am avut o super emoție când l-am gustat. Îți jur că m-am uitat înăuntru să nu fie roz sau ceva. Dar era super bun, adică a fost super bun. Dacă ar exista cumva modul în care puteai eu să-mi exprim cât de mult urăsc această probă. Proba începe acum. Ce și multă inspirație. Unde fugi, bă, băi? Stai! Lasă obrajorul în pace, băi! Unde-i bucătăria? Unde-i bucătăria? Ține. Nu mai pare. Nobody see now. Finish. Nobody see. No see. Vântul bate din stânga. Trebuie să pun piper din stânga ca să mai mângă dreapta. Look. Vezi? Ia uite. Nu mai așa că le-a vântul. Că dacă pun piper, piperul e pe lângă. Gideranță așa. Iau carne autocâi, pun niște capere, pun niște măsline, pun niște roșii. Păi, dacă am roșii, am măsline în capere, am găsit feta. Bă, am găsit niște unt. Auzi, mă, știi, auzi că trebuie să facem o operă de artă, dar nu chiar așa. Aia, fac ce vreau, măi, pe metoda ascuțitoare. Băi, eu când am fost mic, n-am avut bani de ascuțitoare. Și mi-ascuțeam creionul cu cuțitul. E pe metoda clasa 3-a la ascuțitoare. Lăcările lor de sub tigăi nu sunt cele mai fericite. Jokerul din această zi este plin de surprize meteorologice. Când e soare, când e frig. Când e soare, când e umbră, când e umbră, când e vânt, când plouă, când stă ploaia. Mai are Sorin o datorie față de noi. De ieri. Eu am un avantaj. De data trecută am câștigat o amuletă. Da. Și o voi folosi. Așadar, voi schimba un concurent din echipa mea cu unul dintre concurenții din celelalte două echipe. Bun, urmează să ne spună șef Bontea care este switch-ul. Toți mizăm pe faptul că o să plece Valentina de la noi din echipă. Nu știu ce turuie mexicanul că plec eu. Să nu uităm cine a tocat nuci 45 de minute și stătea în friz când trebuia să-i dea bătaia. Adică dă o mama măsii de treabă. Cred că șef va alege între mexicanul și Valentina. Îmi doresc să rămână mexicanul, nu bagă viteză, dar măcar știi că dacă dai să facă ceva, face. Îmi doresc să plece Valentina, că în ultima perioadă deja devine foarte țăfnoasă și foarte irascibilă. Este alegerea șefului nostru. Tot ce sper este ca oricare dintre ei pleacă, în locul lui să vină cineva care chiar să ne ajute, adică să fie cineva strong. Sunt 100% sigur că Iman va trece la echipa verde și Valentina va veni la echipa albastră. Făcând această mutare, zic eu că îmi voi ajuta echipa mai mult. Sper să tragă cât mai repede de plasture, să nu doară, să nu simt nimic. N-a fost ușor, pentru că m-am atașat de ei. Bla, 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 bla. Dar trebuie să o fac, astea sunt regulile. Bla, 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 bla. Sper că făcând această mutare, bla, 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 vom câștiga și mai multe probe. Bla, bla, bla. Asta bla, însemnând că echipa mea va fi imună și vor merge cât mai mulți, cât mai departe. Poker face, poker face. Îl voi schimba pe mexicanul. Cu Daniel. Așa. Tărântăm. Nu pot să cred. Cu Daniel. Ma, nu. 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 Cu concurentul... Pare rău, bro. Nu. Nu, vă rog, nu. Mariana Primărița. Este! Ce? Wow! Bine, bine. Nu pot să cred. Suntem așa. Gata, începem? Noi nici măcar n-am apucat să vorbim despre ce rețetă gătim. 5, 4. Și deja se dădea stare la gătit, frate. Deci 2, nu vreau să cred. Echipa de 2 să plece, hai! Hai! Ziua asta e foarte grea, incredibil de grea. Colonele, apa la fiert! Am intrat la prima gătală cu cei doi oameni. Băi, te miști, nu așa ușor și vezi că am nevoie de mai mult de 2 foietaje. Vezi că te bat azi dacă nu faci. Șef Dumitrescu, ca de obicei, m-a ajutat să fiu mai rapid decât cream că pot să fiu.
Schimbați! Hai, schimbați, schimbați, schimbați! Continuați. Ce trebuie aici? N-am putut. Pleacă, 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 pleacă. Nu, bă! Haide că trebuie să ieși, trebuie să ieși, lasă mielul, fugi. Ah, super, intrăm, că nu mai puteam să mai uit, așa muream, nebuneam. Hai să terminăm cu carnea ca să pot să o bag pe foc. Acea apă deja se călea, logic, trebuia usturoi. Și usturoiul, da. Păi mai bine ce apă cu usturoiul trebuie să se facă. Mariana, în 5 minute avea compoziția de clătită și tegele l-a încins. Și m-a dat deoparte. A intrat Valentina. Da, evident, am prima clătită, niciodată nu-ți iese, normal. Haide, 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 Valentina. Vezi că poate ai prea mult ulei. Am uitat în tine o tonă de ulei. Așa se pare. Păi, ai prea mult ulei, ce naibii? Ce eram? Valentina a făcut și a două clătite în mititica. Și am intrat. Ce-a început distracție? Hai, mă, că merge și fără, mă. Ia, uite, bravo, Mariana, haide! Bravo, ai văzut? Direct. Băi, băiatule, deci femeia aia n-are burice la degete. Băga mâna în tigaie, uite așa. Dar o băga, că uite așa cu mâna, întorcea. Băi, ești nebun? Wow! Îmi dai seama, Mariana, pe o margine, parcă venea să bage mâna așa, că Valentina așa făcea când pune. Hai, hai, ți-e frică de soacă, n-ai. Nu! Hai, nu. Ia, ha, 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 ha. Păi, și cum le-a luat Mariana? Le-a luat cu mâna, bă, n-am mai știut treabă! Unde a fost Mariana până acum? Că unde a fost Mariana, unde a fost Mariana? Dar ce-au făcut ai mei până în etapa 7-a ca să vedeți cum de fac ea de la albaștri atât de multe? Hai, mă, mai repede! Mexicane? Da, șef! Cam asta am făcut eu toată proba. Am tăiat și am curățat cactus. Ce poți? Nu, nimic, nu cred că faci nimic. Deja au fost folosite astea. Deci le-am pus în sos pe astea. Noi de la Verge știm să facem mai mult decât chiftele, ca să știți. Hai mai repede cu alea. Avem 36? Da, fix 36. Nu fix 30. Nu avem cum mai. Abia le-am făcut. De fapt, știam clar că el vrea mereu cu două, trei chiftele mai mult. Pentru că, Doamne ferește, una se arde, alta se desface sau ceva. Noi aveam nevoie de un pic mai mult. De unde carne? Atât a fost. N-a ieșit 38, erau 34, șef. Nu contează că ies atât sau că ies atât. Fă-le! Stai că le fac. Nu mai pot, nu mai pot cu schimburile astea. Deci, bă, ăștia se schimbă de atâtea ori că amețesc, că nu mai știu ce să le mai zic, ce să mai fac, efectiv. Hai, 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 hai. Pune-l frumos aici pe masă. Ține. Două mâini, așa pui. Păi el într-o mână iau piper și... Hai mai repede! Hai, mă, mai repede, mexicane! Eu, după fiecare găteală, ies cu durere de cap. Bă, ăsta amețit. 30 de secunde. Hai mai repede, hai. Hai mai repede. Haide, 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 haide. Am montat iarăși, nu iarăși. E pleonasm iarăși. Pentru noi de a monta în ultimile 30 de secunde să terminăm farfuria, este pleonasm. 20 de secunde. Noi abia facem montaj în 5. Asta e seama în 3 oameni. E complicat, e complicat. Bă, el a fost în strop. O picătură e mai mult. Mai jos, du-te mai jos. Hai! Păi, dar într-un ritm, eu nu știu cum a rezistat ăsta în echipa verde, jur. Trebuie să muncim aici, mă, trebuie să alergăm, să ne mișcăm repede. 10! Ajunge, mă, atâta, mă, că nu-i cu ceață! 8! 7! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Stop, mânuțele sus! Mamă, ce fac, frate, e la fel. Bă, tu e... Ce nebun, mă! Mexicane! Dacă te mai apropii de mine cât ai alea în mână, uite alea de sus, te muși de gât. Bravo, 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 bravo. Nu știu cum să nu-i jignesc pe ăștia de la albastru. Că o farfuria lor de că toată farfuria a fost un imens. Da, da, da. Au avut avantaje, l-au folosit cum trebuie. Da. E bine să ai avantaje. Și eu am avut, le-am folosit cum trebuie, am câștigat. Și efectiv îmi venea să plâng, jur. Îmi venea să plâng. Nu venea să plâng. Atât de surprins am fost că îmi venea să plâng. În sfârșit s-a dus dracului ghinionul ăla. Cu mexicanul nu puteam să ne îmbrățișăm pentru că avea țepii aia. Doamne! Nu venea să cred. Atât de fericit am mai, de la majoratul meu n-am mai fost. Nu am mai, nu, n-am știut cum să mă bucur mai mult. Deci am alergat, m-am învârtit. Îmi venea să fac șpagatul, mă aruncam, aveam mare aici, venea să mă arunc în mare, dar făceam hipotermie. Vai, mexicane, nu se poate! Doamne Dumnezeule, știți că mă interesează veselia de la albastru? Mă duc și eu să mă prind în horă cu ei. Să facem o horă a unirii albastre. Trebuie să vedem toate voturile. Exact, da. Vă rugăm frumos. Iasa! Au fost un pic mai direct jurații de data asta.
Intră, pam, 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 farfurile pe jos. N-am mai văzut de mult. Sincer, am și uitat cum este să văd atâtea cioburi verzi pe jos. Jurată și farfuria verde, jurată și farfuria verde. Sunt mai direct, mai eficient. Lucru pe care l-am apreciat. Thank you so much! Albaștri câștigă cu 10 voturi. Ăștia au jurizat ciocolată, mă jur! Și am luat un singur punct pentru că ăștia au mâncat ciocolată. Ce, mă? Nu mai e, mă, nici chiftea, uitați-vă la lacă și pe ăla, la tus. Singurul lucru pentru care mă bucur este mexicanul, mă. Da, 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 da. Bă, ce faci? Am dat pe mexicanul, șef. Ce se bucure așa? Bă, cum e mexicanul ăsta, bă. Bă, asta e, n-am ce să fac. Păi când văd că am câștigat, trebuie să mă bucur, nu? De ce să fiu ipocrită? În acest moment îmi doresc să fiu în echipa albastră. Și știu că te bucur pentru noi. Vino în coace, hai în coace. Gata, calm. Hai, gata. Doare. Doare acolo, că știi că nu mai ești acolo. Știu că te bucur pentru noi. Am simțit că Mariana suferă un pic că nu e lângă echipa albastră acum și cred că ar fi avut nevoie de imunitatea asta ca de aer. Hai. Mariana, de ce plângi? Ai venit la verzi? Vino că e mai mișto la mine. No, bine ai venit la verzi. Poate nu în cel mai fericit moment. N-ai venit când trebuia, ce să facem. Dar cu siguranță că vor veni zile bune și pentru noi. Noapte bună tuturor! Noapte. Ne vedem mâine! Vă pup! Doamne, în sfârșit râdem și... Am pierdut Linus, am pierdut Sere și am pierdut Meteora. Bă, dar am câștigat Sparta. Una dintre cele mai importante zone din Grecia. Și treacu-o jurizat, că n-am înțeles. Păi da, șef. Bă, bune! Ficat cu cactus sau desert? Le-a plăcut desertul. Atât tot. Bine, felicitări, Dumitrescule. Dorm liniștit. Ne vedem mâine la plajă. Mâine, treabă ca lumea, da? Hai. Haideți. Hai, Mariana, bine ai venit. Cinci, si. Hakuna Matata! Hakuna la Matata, o seară... Nu știu, un gust amar. Deci mâine, mâine în farfurie, eu trebuie să mai pun niște ciocolată. O să încerc să fac o chiftea de ciocolată, să-mi fac cu ciocolată. Cătălin, da. Mi-am pus și mască. Hai să mergem la duel. Haide. Ia-mă de braț și spune-mi duel. Haide, hai să ne întâlnim la duel. Mâine tot chiftele faci? S-au făcut până și grecii s-au săturat de chiftele. Oh, se aud niște Very good morning, așa pantof roșii. Pentru o zi așa specială, wow. M-am pregătit. Dar să știi că mergeau și verzi. Vă mulțumesc pentru aplauze. Avem prezentare de modă? Astăzi da. Câteodată avem și așa ceva. E prima dată. E prima dată. Eu defilez în fiecare zi, dar doar astăzi m-ai remarcat. În ploaie. Am pantofi roșii și nu puteam să nu mă laud cu ei. E cu roșu, da. Eu când văd roșu în fața ochilor... Face precum taurul. Știu, la asta m-am și gândit. Nu fac, bă, ca taurul, nebunule. Faci... Cu tine fac ca taurul. Ce faceți, dragii mei? Nu știm că n-am mai fost de mult și nu prea mai știm noi ce să noi câștigăm. Dacă ăsta nu știe, noi câștigăm. Ne-a zis o iei pe Valentina să stoace. Și uite așa vine Mariana peste noapte din echipa albastră și e mare prietenă și cu Laura și cu Nobo și vai ce powerhouse sunt ei și ce bine se înțeleg și ce bine lucrează. Laura, da? Cum tăi... Păpiu, cum tăiem asta? Vino, stai că vin acum. Deci nu vreau foarte mare. Ca să se integreze și mai bine și vezi, domnule, să arate că ea trage pentru echipă, să te consulta cu Laura non-stop. Da, bite size, așa zice. Așa, ca să poată să iau o dată. Aia doar în două dată, știi, când gata, aia, hai. Și eu eram acolo pe lângă ea și eram... Excuse me! Eu sunt în echipa verde din primul stage.
și am evoluat pe parcurs foarte mult. În echipa verde, eu zic că Laura e cea care se impune cel mai mult, ea e cea mai vocală și Nobo. Deși Valentina e de o lună de zile, ea e mai flower power, așa, e cu... Dacă mi-a zis mie babe, dita mai muirea de 44 de ani, îmi spui un copil babe, babe. Punem o bucată de-asta, le tragem și 2, 4, 6, hai, 16 bucăți de-astea, le punem la tigaie și le tragem. Ne-am pregătit tigaia, șef. Hai. Imediat ce ne apucăm de gătit, îmi dau seama că, bă, cu pituțele astea cam greu. Hai să facem un fel de Wellington. Carnea asta foarte prăjită, cu niște sorte de ciuperci, cu ceapă foarte multă, pătrunjel, piper, sare, perfect. Băgat într-un foietaj, un pic de ou, un pic de parmezan deasupra, bagă-le, joacă pe asta. Le vreau prăjite, bă, nu vrăjeală. Bă, bune, am terminat farfuria cu 3 minute mai devreme și fără stres și fără draci și fără nervi. Șef a fost foarte încântat de acest lucru și chiar a spus că cred că faptul că am fost mai organizați, că au fost, de fapt, mai organizați față de altă dată și chiar au repetat și Laura și Nova au spus același lucru. Cu mine s-a lucrat altfel, n-am mai avut grijă pe spate că nu se fac lucrurile cum ar trebui. Bă, nu știu, cred că cine agita acum îmi dau seama că ne agita foarte mult și prezența lui Mexico. Era tot timpul agitat, nu știa unde să meargă, ce să facă. În mare parte se bloca undeva. Se pare că lucrurile au mers super bine, au curs de la sine așa. Ultimul minut, dragii mei! Ați auzit? Da. Și vreau pătrunjel. Nu știu cine e problemă pe undeva? După ele, pe partea asta. Hai cu ciupeciule, băi. Ia ciupe, Becky. Da. Ai mei au și timp să guste mâncarea. Hai. Cât mai avem? 30 de secunde. Mai numărat un minut. 73. 73. Așa aroganță, Irina, au timp și să mănânce, să guste. Deci asta e aroganță maximă, nu există așa ceva. Ba chiar facem și curat? Nu există, și curat pe mese, Doamne. Să nu văd de ochi. 20 de secunde. Hai să punem un pic de boiac, aia face toată treaba. Aplaudă, bă, și tu ai niște ăsta nu știe eu să faci treaba, bă. Aplaudă aici, bă. Poți să pui, bă, băia, că e ultima problemă, băia, aia de acolo. Daniel, la ce te gândești? Vreau să câștigăm, dar în același timp realitatea mă împiedică să cred asta. Du-te mai de-n zonă. Nu te băga peste rugăciunile lui Becky. Sunt realist. Sunt sceptic în ceea ce privește preparatul nostru. Adică am zis adevărul. Sincer până la cap. De ce nu? M-am abținut să nu-i dau una peste față. Adică, efectiv, peste bot. Mi se pare ceva foarte ciudat. În echipa mea, 3 sunt supărați și Daniel râde. El nu are încredere în echipa noastră și el este realist. Cu ce ești realist? Adică ce vrei, mă, să spui? Nu-i place farfuria noastră. Nu că nu-mi place, dar... E nebun. Ce ai zis? Asta ai zis. Ca o farfurie foarte gustoasă, nu? Da, asta, da, asta nu înseamnă că a mea nu-i gustoasă. E normal, dar... Ai făcut și tu ceva în plus să fie farfuria super gustoasă? Fă bune! Că tu ești doar cu critica. Astăzi, din păcate, și o să te cântăresc de azi înainte să vezi că cât muncești tu pentru farfurie. Pă bune! Adică n-am muncit astăzi pentru farfurie? Da, mă, ai făcut mare lucru. Ei, am muncit. Foarte mult ai muncit azi. Hai, mă, dă-o mine. Dă-o, arunc-o în mine. Bine! I love you! Moari! Deci mai stors! Uite așa mai stors! Mă! Dumnezeule mare! Și Laura cred că s-a descurcat cu aproape orice, așa că de ingrediente mai dificile vor ajunge la ei. Dacă ar fi să o luăm la capitolul strategie, în locul lui Carmen, eu i-aș da Valentinei ce mai greu ca să se asigure că pleacă acasă. Și ar fi toată lumea fericită. De unde vrei să începem? De la Valentina sau de la Mariana? Mariana vom începe. De la Mariana vom începe, bine. Mariana va găti cu șofran. Am zis de la început că o să-i dau ceva ușor ca să o încurajez. Știți vorba aia, ce știe țăranul ce e șofranul? Ia că-s de la țară și n-am făcut șofran, că ăla-i denumit aurul nu știu ce. Nu-mi permit eu să cumpăr șofran, să pun în tocăniță. Să fim serioși. What is saganaki, actually? Melted cheese. Ce înseamnă saganaki? Saganaki înseamnă brânză topită. În orice ceva. Brânza gătită.
de fapt. Și nu orice brânză, e feta gătită. You can fry, you can grill, or you put into a sauce, a tomato sauce. Vasile, i-am văzut frigiderul, i-am văzut bucătăria. Știi cum, dai seama după bucătărie, după frigider, cam ce gătește un om și cam cât te știe. Iar Vasile știe. Iată că asmățui avea așa o aromă, dar nimic foarte intens. Am zis, mă, pun mai mult. Și mă gândeam, mamă, frate, cum mi-am pus o bețe în roate singură cu asmățuiul vieții. Oare dacă pun și niște pătrujel, se accentuează gustul de asmățui? Am zis, hai să fac un sos din ulei de măsline, asmățui, sare, piper. Poate așa mai adaug gust și mai colorez farfuria. A fost foarte drăguță și mi-a dat acest ingredient care are un iz foarte oriental. Peste vânăta aia o să pun tirocafteri, practic ca să folosesc feta să fiu în temă. Marea mea grijă este platingul, că acolo chiar nu pricep atât de bine. În rest, maestră, maestră, bravo fata! Imaginam o conexiune mult mai amplă asupra condimentului respectiv. În capul meu, farfuria aia mai avea niște elemente pe care în momentul ăla mi-am dat seama că nu mai am timp să le fac. Adică aveam brânza, preperița făcută, aveam sosul, dar eu mai vreau niște elemente acolo de decor, niște chestii pe care să construiesc farfuria. Dar striga Irina... Două minute! Ce? Margel! Ce ai scris acolo? Ce ai scris acolo? Hai, mă, răbdare, mă! Jokerul etapei a șaptea este al lui. Haide! Haide! Cătălin! Hai să vă arăt cine a câștigat jocul. Florin Dumitrescu. Ia. Pardon. Sorin Bonta. Nu, pardon. Cătălin. E de jos. Cătălin, gata. Știm tot. Da. Are ce să facă cu el. Dar eu și Florin, în povestea asta, e clar că în seara aceasta, unul dintre concurenți va pleca acasă. Bravo! Nu, nu. Bravo, bravo! Nu, nu. De ce nu? Nu. De ce nu? Bine, ce vrei? Elare! Felicitări, Cătălin! Bă, cum am convins că a câștigat? Eu nu mai înțeleg, mă, ce cu el. Eu nu mai vreau să plece nimeni, mă, vreau să rămânem toți, că toți am muncit până aici de-am înnebunit. Dintre toți concurenții care participă la acest final ciudat, nu vreau să plece care. N-a surprins. Sincer, mi-aș dori să fie de la mine. Farfuria genială. Păi, acuie, 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 acuie că este cea mai bună farfurie ever. Păi, Saganaki, cu... Jalapeno. Yes! Yes! Mulțumesc, șef! Vă să mă îmbrățișez! Da! Eu mulțumesc, bravo, felicitări! Mulțumesc, șef! Bravo! Wow! Deci Laura a avut jalapeno. Bă, dar nu că l-a avut. Foarte gustos, foarte țiplă. Bravo! Bă, bravo, mă bucur tare pentru ea. Incredibil. Și tehnică, și cum era culiul ăla de ardei gras. Culiul de ardei copt este senzațional, e genial. Ușor iute. Chiar dacă aici avem o preperiță care e un pic uscată. Chiar foarte gustoasă. Din punctul meu de vedere, asta ar putea să câștige chiar și confruntări de gătit. E foarte bun. Saganaki făcut de Laura a fost singurul, de fapt, singurul saganaki. Restul puteau să plece acasă oricare din ei. Deci Laura... Bravo, da. Bă, dar de ce n-ai reușit să le spui și colegilor tăi să facă tot saganaki? A luat doar un punct, dar s-a salvat. Asta este cel mai important. Saganaki cu...
Crăciun. Bravo, Valentina! Bravo, Valentina! Bravo, Valentina! Bravo, bravo, bravo! Bine, Valentina! Mulțumesc! În ultima farfurie merge la Caju, Valentina. Am scăpat. Știi că nu trebuie cu etape ca să spețe omul. Gustoasă, dar pe lângă probă aproape total. Știu ce. Mulțumesc! Dacă nu greșea Carmen, Valentina era... nu vedea Creta. Cea mai proastă farfurie. A plecat. Băi, n-am ce să zic. Mi-a plăcut și mie mi-a fost drag de toată lumea. Am trăit într-o lună cât n-am trăit în 3 ani. Săptămâna asta ai gătit pentru toată lumea. Toată lumea ți-a lăudat mâncarea. Aia zic și eu. Mă bucur. Bă, mă simt super aiurea pentru că e frustrant, mai ales când știi că ai avut 3 zile în care a gătit pentru echipă, pentru și pentru cealaltă echipă și a gătit bine, mă. Dintr-o dată te duci în jos. Nu înțeleg de ce. Ai fost lăudată și de șef. A suferit când ai plecat de la el. Știu. Te iubesc toți șefii și te iubesc toți concurenții din acest concurs. Și eu pe ei. Mult succes și aveți grijă ce faceți mai departe. Și nu, că chiar o lăsăm să plece. Păi și ce să facem? Foarte multe lucruri înseamnă pentru mine experiența Șef Fără Limite. În primul rând, faptul că am reușit să mă apropii de atât de mulți oameni, că am reușit să trec peste, nu știu, lipsa de încredere pe care o aveam când am ajuns în acest concurs inițial. Felicitări, bravo! M-am atașat foarte mult de toți șefii, de la etapă la etapă, de la sesiune de gătit la alta. Regret foarte mult că plec. Pierdut o parte din echipă importantă de altfel. Felicitări, oricum te-ai descurcat foarte tare, foarte tare. Aici am mâncat unele chestii senzaționale de bună din mâna ta. Și tu nu înțeleg cum am câștigat noi și tu pleci acasă, de ce asta? Îmi pare rău că plec, mai ales acum că am câștigat alături de echipa albastră. S-a șters toată bucuria de astăzi. Am cucerit Sparta cu victime colaterale. Bă, atât de ghinionism, frate, mă, deci câștigi etapa, dar ai om acolo, mă, și fix să las pleacă, mă. Am avut fost și la noi în echipă, adică n-am simțit că a plecat cineva din echipa albastră, simțit că a plecat Carmen din echipa MOV. Pa, pa, Carmen, drum bun către casă. Pa, 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 Carmencita. Nu-ți depinde, Carmen. La fel de bine putea să plece Valentina, că era pe aproape. Ce-ți dai seama ce nu mai pot eu acum de Valentina mâncați? Dragii mei, lanțul se strânge pentru că ne apropiem de semifinală și de finală. Eu vă rog să vă odihniți. Și ne vedem în Creta. Yeah. Bravo, băi! Noapte bună! Noapte bună! A rămas cu 5! Bravo, 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 bravo! Creta, venim și nu venim singuri, venim cu Valentina după noi. Stay job! Bitch! Hakuna Matata! În Creta! Bravo! Creta cu noi, voi! Mergeam în următoarea etapă în 4 oameni. N-avem încă tot. Doamne, Dumnezeule! Tragedie! Mă scuzați, Dumitrescu, rămânem 4 concurenți. Eu sunt în 4 concurenți de cât? Și de 5 etape sunt în 4. Ta-ta-ta chifteaua! Ta-ta-ta chifteaua! Hai să ne odihnim, să ne vedem de următoarea etapă. Haideți, gata, hai la mine. Noapte bună! Dumitrescu are 4, să ducă, uite, în apiț. Apiț! Dumnezeule mare, n-am fost în Creta în viața mea. Îmi doresc foarte mult să văd Creta. Îmi doresc foarte mult să călăresc. Am auzit că în Creta sunt cai. Vreau și o să călăresc. Atât. Și vreau să-i călăresc pe ăștia, băi. Alo? Vărsucă vă fac, tată. Uite și Cania. Vă întind pâine. Nu mai pierdem până la vreme.